ani se împlinesc 5 ani de la tragicele evenimente din 7 aprilie 2009. Ce puteți spune dumneavoastră acum la această distanță? La această distanță de timp, ca și orice cetățean al Republicii Moldova, sunt foarte și foarte îngrijorat, supărat, pentru că peste 5 ani de zile noi așa și nu am aflat adevărul despre ce s-a întâmplat în acele tragice zile. Mai mult ca atât, nu avem trași la răspundere pe cei care erau atunci la guvernare și care prin inacțiune sau prin acțiune au săvârșit crimă împotriva cetățenilor Republicii Moldova. Sute de cetățeni ai Republicii Moldova, majoritatea tineri, au fost arestați, maltratați. Din păcate, avem și un om umărât, mă refer la tânărul Boboc, și nu avem făptași sancționați. De aceea, sigur, întreaga societate este în așteptare. Instituțiile statului au obligația să facă lumină asupra celor evenimente, iar cei care au săvârșit crime să răspundă în fața legii. În acest an se fac exact 5 ani de zile, ceea ce înseamnă și termen de prescripție, conform Codului Penal al Republicii Moldova. De aceea noi am venit cu această inițiativă care urmează să modifice legislația prin derogare ca acele evenimente din 7 aprilie să nu aibă termen de prescripție, să poată fi examinate, anchetate și sancționate cele fapte fără a avea acest termen de prescripție. Este necesar, absolut necesar, pentru ca încă o dată să fie făcută dreptate. La finele lunii aprilie vom avea și regim liberalizat de vize. Ce sentimente aveți dumneavoastră, având în vedere că dumneavoastră împreună cu partenerii europeni ați lansat în 2010 negocierile în acest sens? Ține de un angajament al nostru pe care ni l-am asumat în fața cetățenilor Republicii Moldova. Este vorba de un drept fundamental dobândit pentru cetățenii noștri. Fac aceeași mențiune pe care am făcut-o la toate ieșirile mele publice la acest subiect. Republica Moldova, mai bine zis, cetățenii Republicii Moldova nu primesc un cadou. Este rezultatul muncii, este rezultatul efortului întregii societăți, care pe de-o parte a fost capabil să implementeze un amplu program de reforme și de altă parte să convingă partenerii europeni că noi suntem cetățeni, suntem țară care avem dreptul să beneficiem de acest regim liberalizat de vize. Și sentimentul meu este unul omenesc, firesc. Sentiment de bucurie și sentiment care mă face să fiu și mai încrezător pentru ceea ce urmează să facem în Republica Moldova. Este o realizare a cetățenilor Republicii Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova, și este o victorie care trebuie să fie calificată ca atare și prețuită în același rând. De asemenea, în scurt timp urmează să semnăm acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Tot dumneavoastră ați fost cel care a inițiat negocierile în acest sens. Cum a fost acest drum? Am pretenția să spun că l-am și finalizat, deoarece la încheierea mandatului, dacă pot să spun așa, negocierile în vedere semnării acordului de asociere și acordului de liber schimb au fost de facto și de iure finalizate. După aia au fost anumite proceduri tehnice. A fost greu. A fost extrem de greu pentru că am fost atât de puțini la început. Acum, când suntem în fața semnării, am rămas să fim foarte mulți. Însă, a fost o muncă necesară. Eu sunt extrem de recunoscător tuturor celor care au crezut, au muncit, și aici mă refer nu doar la conducători de instituții. Mă refer în mod special la cei care au făcut muncă atât de grea și pentru public invizibilă, dar determinantă. Mă refer la toți acei negociatori, toți cei care sunt funcționari instituțiile statului,
Și vreau să vă spun, în cunoștință de cauză și foarte, foarte sincer, acest exercițiu pe care l-am avut în fața noastră în tot acest parcurs de negocieri și pentru a ajunge în faza de semnare, a fost extrem, extrem de complicat și complex. A necesitat capacitate profesională, determinare și forță de convingere pentru ca să ne realizăm obiectivul. Și acest fapt demonstrează încă o dată că Republica Moldova are această capacitate. Acceptând că sunt multe probleme, însă capacitatea ca să-și propună obiective, să le realizeze într-o manieră exemplară, să trezească în urma atingerii acestui obiectiv și sentiment de respect din partea întregii comunități internaționale, este un lucru extrem de important. S-a meritat jertfa pe care a făcut-o PLDM acum un an, am în vedere că a fost votat un guvern pro-european, democratic, și s-a mers mai departe pentru votarea acordului de asociere. Spuneam atunci că pentru Partidul Liberal Democrat din Moldova nu a fost ușor, pentru că a trebuit să facem compromis. Îl mai numeam eu atunci rezonabil. Acum pot să vă spun la distanța de peste un an de zile, sau mai bine spus la un an de zile, mai este până la faimoasa decizie a Curții Constituționale. Data este foarte semnificativă, 22 aprilie. S-a născut Lenin și am avut și decizii istorice ale Curții Constituționale. Pot să vă spun că acel compromis a fost unul în interesul Republicii Moldova. PLDM nu a făcut jertfă. PLDM a demonstrat încă o dată, prin acțiune, nu prin declarație, că este un partid responsabil. Este un partid care nu urmărește scopuri înguste de partid sau pentru reprezentanții Partidului Liberal Democrat din Moldova. Noi ne-am asumat un angajament pentru țară și în fața oamenilor. Și aceasta este cel mai important. Timpul care l-am oferit țării, oferind un guvern și nu alegeri anticipate, așa cum doreau alții, a făcut posibil ca noi astăzi să ne bucurăm de regim liberalizat de vize, să semnăm acordul de asociere și să avem foarte, foarte multe proiecte de infrastructură necesare pentru ca oamenii să trăiască bine în țara noastră. De aceea, categoric, acea decizie responsabilă în interesul Republicii Moldova a meritat. Și pot să vă spun și pentru perioada de viitor, noi vom fi la fel de responsabili. Populismul, conjunctura și multe alte abordări care, de apropo, nu au durabilitate, nici chiar în politica moldovenească, au fost, sunt și vor rămâne străine în activitatea noastră. Până la urmă, vorbele se spun, declarațiile se citesc sau se proclamă, faptele rămân pentru totdeauna. Și noi suntem încă o dată un partid al acțiunii, un partid al lucrurilor concrete pe care le-am făcut și urmează să le facem. Cu ce v-ați ocupat în acest an de când nu mai sunteți prim-ministru? Am continuat să fac ceea ce am făcut și în perioada în care am fost prim-ministru. Împreună cu colegii mei de partid, fie că sunt ei la guvern sau în parlament, în administrația locală sau în activitatea de construcție de partid, am asigurat o bună guvernare a Republicii Moldova. Nu am lăsat mâinile în jos, cum fac foarte mulți, nu am lăsat ca supărările și nemulțumirile să ia locul încrederii și determinării de a merge înainte, și am comunicat în acest sens foarte mult cu oamenii. Uitați-vă, începând cu iunie anul trecut, până în prezent, am fost în peste 500 de primării din Republica Moldova. Recunosc că nu este ușor. Recunosc că oamenii, în continuare, au foarte multe probleme. Dar, totodată, această comunicare este una necesară, în primul rând, pentru mine, pentru noi, ca și partid, dar este obligație a noastră în fața oamenilor. Mai mult decât atât, deja avem o perioadă de timp de la Congresul 6 al Partidului, din 8 decembrie, am intrat într-o campanie de organizare. Foarte și foarte serioasă pentru
participare în alegerile parlamentare care vor avea loc în această toamnă, în data de 30 noiembrie. Scopul fiind asigurarea unor alegeri libere, alegeri în cadrul cărora cetățenii Republicii Moldova să-și expună votul sau să-și ofere votul într-o manieră conștientă, asta înseamnă informare suficientă pentru oameni, și în același rând cu o organizare exemplară și obiectiv fiind să obținem victorie. Și vreau să spun că în această victorie o vom obține. Dacă ați avea ocazia să reveniți în funcția de premier, ați face-o? Eu sunt un om care își construiește acțiunile și eu îmi trăiesc viața reieșind de realități, nu din abordări ipotetice. La ora actuală noi avem guvern funcțional, avem prim-ministru care își face foarte bine meseria, având un program de guvernare bine determinat, care reprezintă de altfel continuarea programului de guvernare pe care l-am îmbrățișat încă din septembrie 2009, ce obiective foarte clare pentru țara. Va veni momentul în care să luăm decizii și acest moment va fi după alegerile parlamentare și atunci vom lua decizii. Vreau să fac o mică precizare pentru cei care sunt foarte și foarte grijulii vis-a-vis de prezentul și viitorul meu. Nu funcția m-a făcut pe mine să fiu într-un fel sau altul. Eu am acționat și prin acțiune am fost cu mulți colegi de-ai mei împreună, desigur, în situația de a iniția și de a funda un partid care devine cel mai puternic partid din Republica Moldova, de a învinge în alegeri, de a obține în baza mandatului cetățenilor, nu prin ofertă de asta, cum se face foarte des, generoasă, de după culise, funcția de prim-ministru, care a fost pentru mine, în primul rând, o mare onoare să reprezint cetățenii Republicii Moldova și, de altă parte, o enormă responsabilitate. În concluzie, ce vreau să vă spun? Eu nu am urmărit și nu urmăresc, dar nici nu voi urmări funcție. Pentru că obiectivul care îl am eu, îl voi atinge indiferent de poziția pe care o voi avea eu pentru perioada de viitor, administrativă, chiar și politică. Pentru că eu chiar cred în ceea ce fac și mai mult decât atât, eu sunt absolut sigur că ceea ce facem noi este necesar pentru Republica Moldova și mai mult decât atât, obiectivele pe care le avem sunt realizabile. Vorbind anterior despre capacitatea pe care o are țara noastră. Ce își propune PLDM pentru perioada imediat următoare? Să continuăm să guvernăm eficient, atât la nivel central, cât și la nivel local. Avem să promovăm în continuare un șir de reforme. Vitală este reforma și principală pentru noi, reforma educației. Vom da toate bătăliile necesare pentru ca această reformă să fie implementată. Fac această mențiune importantă că această reformă nu urmărește interesele politicienilor sau a funcționarilor. Această reformă este pentru copiii din Republica Moldova. Copiii din țara noastră au dreptul. Iar țara, statul, este obligat să le ofere condiții în baza cărora să obțină conștiință. De aceea, încă o dată, vom fi foarte principiali în promovarea acestei reforme, continuarea reformei în justiție, aici este vorba de implementarea strategiei, judecătorii au primit salarii, din punctul meu de vedere, nemeritat. Însă trebuie să răspund, așa cum am spus, că n-am acceptat aceste majorări, că trebuie să răspundă cu înfăptuirea justiției în Republica Moldova în conformitate cu legea, dar nu cu interesele grupurilor sau a persoanelor concrete. De aceea vom fi iarăși foarte insistenți în promovarea acestor reforme. În același rând, avem o sarcină extrem de importantă în vederea absorpției fondurilor care au fost alocate pentru proiecte investiționale. În acest an avem resurse de circa 10 miliarde de lei în proiectele de investiții, în grădinițe, școli, apeducte,
sisteme de canalizare, drumuri, centre de sănătate, în medicină în general, drumuri locale, drumuri naționale. Deci este important ca să asigurăm implementarea acestor proiecte, în rezultatul cărora oamenii să aibă acces la calitate mai bună. Și asta înseamnă viață mai bună pentru fiecare dintre noi. Accent, vreau să spun, s-a pus pe investițiile în zona rurală. La ora actuală noi nu avem nicio localitate din Republica Moldova care să nu fie cuprinsă de cel puțin un proiect relevant de infrastructură. Și desigur, vom fi în activitate din ce în ce mai crescendo în pregătirea noastră către campania electorală. Revin în a spune, noi ne pregătim să venim către alegeri foarte bine pregătiți, să avem organizată o campanie electorală exemplară, în același timp foarte eficientă. Cum credeți? Care va fi rezultatul alegerilor și pe cine vedem la guvernare? Republica Moldova va avea continuare procesului de integrare europeană. Acest lucru este cel mai important. Ce ține de PLDM, vreau să vă spun că noi vom obține scorul electoral pe care ni l-am propus, nu o să scot în evidență acum cifre, este scop bine determinat, cu rezultat la fel de targetat și noi acest rezultat îl vom obține. Spun asta pentru că știu ce spun. Ce ține de comuniști, vreau să vă spun repetat, nu au nicio șansă să revină la guvernare cu toate emoțiile pe care le emană de dimineață până seara și, din păcat, foarte regretabil că prin ceea ce fac ei nu luptă cu partidele politice și nu au în rezultat participare în procesul politic cu obiectiv de competiție. De fapt, prin ceea ce fac ei și a poliției lor, luptă împotriva Republicii Moldova. Și lucrul ăsta este condamnabil. Mulțumesc mult pentru interviu. Mulțumesc și eu.